Cum te simți la noul magazin care, iată, revine după atâția ani în Gara de Nord, magazinul Rapidului? Da, se renoadă o tradiție și aspectul ăsta nu este deloc de neglijat, pentru că Gara de Nord, fără acest fan shop, parcă n-avea farmecul ei și lipsea ceva care făcea legătura între vechiul Rapid și noul Rapid. De asta spun că e un lucru pe care eu îl felicit, îl salut. Deschiderea acestui nou magazin creează o legătură mai puternică între ceea ce a însemnat Rapidul vechi cu Rapidul nou. Tu ai prins vechiul magazin. Am prins și vechiul magazin, dar m-am bucurat pentru că, având șansa să-l am pe tata și antrenor și jucător și după aceea și antrenor, am avut ocazia să îl vizitez de câteva ori. Însă e diferență mare față de ce era acum 20 ceva de ani și ce este acum 30 de ani. Bine, dar una peste alta, încă o dată felicit inițiativa și mă bucur foarte mult că Gara de Nord, eu știu, a acceptat să se renoade această tradiție prin deschiderea acestui magazin. Ai stat de vorbă. Pe cei care au facilitat acest lucru. Și a venit multă lume, mulți oameni, da, de la Rapid au venit. Încă o dată, suntem prezent acasă, Rapidul e iubit, Rapidul va rămâne o echipă a oamenilor simpli, așa cum tata îi place să spună, a oamenilor care au trecut prin greutăți, au trecut prin încercări și de-aia este și va fi atât de iubit și de apreciat. Și faptul că acest magazin este în Gara de Nord, încă o dată, denotă că Gara de Nord avea nevoie de un astfel de loc special. Mai ales că sunt foarte mulți suporteri care iubesc Rapidul și foarte mulți care, eu știu, se perindă prin acest loc, au prilejul acum să, eu știu, să își ia un tricou, un suvenir legat de Rapid. Parcă crește inima în tine când vorbești așa. Da, sunt legat de Rapid. Ți-am spus, numele pe care îl port cu atâta mândrie și nume care va atârna și va rămâne în istoria Rapidului cât va denumi Rapidul, poate să mă facă decât să fiu mândru și să fiu foarte fericit. Ce face tatăl tău? Ce mai face? Că nu l-am văzut de când a fost pe Giulești atunci. Da, e un an. Un an, de fapt 2 ani, dar un an, anul trecut l-am mai adus la când a dat lovitura de ce exact. Pe la meciul cu UTA. Slavă Domnului, e bine, bătrânețea din păcate lasă urme. Alunecările pe care le tot băga în perioada lui de glorie și alea au lăsat urme, are o orteză, se deplasează din ce în ce mai greu, vârsta 86 de ani. Să trăiască mulți înainte. Doamne ajutând să mă bucur de prezența lui, aspect care nu e deloc de neglijat. Faptul că ai părinții lângă tine încă în viață e un aspect fantastic, te simți încă copil. Mai ales când ai și un asemenea părinte lângă tine. Îți vine să crezi că săpunarul bagă alunecări la aproape 40 de ani și s-a hotărât să mai joace cel puțin un an? Mi se pare foarte normal. Chiar mă bucur foarte mult pentru că Rapidul a reușit să aducă un astfel de fotbalist, să-l readucă. Un fotbalist care leagă, eu știu, performanțe de, eu știu, de ceva ani în urmă cu cele din momentul de față și sper să încununeze, eu știu, cariera lui, sfârșitul lui de carieră cu un trofeu la Rapid, pentru că eu cred că merită cu prisosință. Mă uitam în momentul în care el dădea declarații și în spatele lui curgeau imagini din perioada când juca tata și Dan Poe, cuplu celebru de fundaș central, și chiar îi spuneam că seamănă foarte mult, atât ca stil de joc, dar și cât ca fizionomie cu tata, la freză și la ținuta pe care o are el ca jucător. Când ai spus trofeu, te-ai referit cumva și la titlul de campion, pentru că îi lipsește lui săpunarul titlul de campion cu Rapid. Absolut, și cred că atât pentru el cât și pentru Cristiano Bergodi, cu care am avut plăcerea să vorbesc și pe care îl apreciez foarte mult, atât pentru el cât și pentru Săpu, deci pentru amândoi, eu cred că da, un titlu ar fi ceva fantastic. Pentru amândoi, pentru că merită cu prisosință. Săpu este un simbol pentru Rapid și va rămâne un simbol și ar fi fantastic să încheie cariera cu un trofeu și mai ales cu un titlu de campion. Și pentru Cristiano ar fi o împlinire ca antrenor câștigarea unui titlu și mai ales cu Rapid. Faceți loc, faceți loc? Trece galeria lui Motrău.